Armin s-a plâns de Claudia Puican în direct. Ce s-a întâmplat între cei doi? Claudia pleacă de acasă. Nu mai face nimeni mâncare. Cât de bine se descurcă Armin Nicoară în bucătărie când Claudia Puican este plecată de acasă. Armin Nicoară și Claudia Puican formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din lumea mondenă. Cei doi se iubesc foarte mult și au planuri mari împreună își doresc să-și întemeieze o familie și niciodată nu se lasă la greu unul pe celălalt. Petrec foarte mult timp împreună atât acasă, cât și când sunt pe scenă, însă, bineînțeles, mai există momente când Armin Nicoară rămâne acasă de unul singur și trebuie să se ocupe de treburile casnice până se întoarce iubita lui. În cadrul unui interviu, Armin Nicoară s-a plâns în fața fanilor săi că rămâne singur acasă și că este nevoit să se ocupe de treburile casnice artistul a intrat în direct din bucătărie, de acolo de unde a început să pregătească ceva de mâncare. Armin Nicoar a vrut să arate tuturor că este foarte îndemânatic atunci când vine vorba de gătit, nu numai de cântat. Artistul a vrut să demonstreze că face față cu brio unui omlete, însă iubita sa are o cu totul altă părere despre abilitățile partenerului său în bucătărie. Claudia pleacă de acasă și nu mai face nimeni de mâncare. Dragii mei, vreau să vă anunț că în premieră, în această dimineață, de când noi ne-am mutat în acest apartament, Armin nu a aprins niciodată această plită electrică, au povestit cei doi. De asemenea, Claudia Puican a mai declarat că Armin Nicoară este atât de comod încât preferă să comande mâncare gata preparată în timp ce frigiderul lor este mereu plin cu de toate. Orice femeie are nevoie de câteva clipe de răsfăț, așa că și Claudia Puican și-a lăsat iubitul acasă de unul singur și a plecat să se răsfețe. Decizia artistei nu a trecut nu observată de Armin Nicoară, așa că a făcut o remarcă în legătură cu acest subiect, mai în glumă, mai în serios. Așa e în casa asta, bărbatul la cratiță, iar Claudia la tratamente faciale a spus Armin Nicoară. Armin Nicuare le-a povestit fanilor si că se gândește destul de serios să investească bani în craitomonede. Acest domeniu pare foarte interesant și promițător pentru foarte mulți tineri și nu numai.